Mai sunt câteva zile până la finele anului școlar, iar aproape 6.000 de liceeni vor termina studiile. Cum nu toți își doresc să ajungă la facultate sau cunoștințele acumulate în cei 4 ani nu le permit să obțină o diplomă de bacalaureat, mulți dintre ei vor ajunge direct șomeri. Acestora li se adaugă alți aproximativ 4.000 de absolvenți de studii superioare. În anul școlar 2011-2012 avem un număr de 4.080 de absolvenți ai clasei a 8-a și un număr de 5.851 de candidați la examenul național de bacalaureat. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă se așteaptă ca indicatorii să ajungă din nou la cote alarmante. Ei știu din experiența anilor anterior că tinerii se înghesuie să primească ajutorul de șomaj și asta din cauza ofertei aproape inexistente. O să crească în perioada următoare, având în vedere că așteptăm absolvenții care vor termina pe 30 iunie. Anul trecut am avut înregistrați în bază 2365. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj are în baza de date un număr de 87 locuri de muncă vacante pe plan local și județean, din care 5 locuri pentru persoanele cu studii superioare. Funcționarii AJOFM spun că tinerii care vor să primească ajutorul financiar de la stat trebuie să se grăbească, pentru că au la dispoziție doar 2 luni. Dacă nu se prezintă în 60 de zile de la data absolvirii, pierd dreptul indemnizației de șomaj. Foarte mulți au pierdut dreptul din cauza că nu s-au înregistrat în 60 de zile. Gorjul are deja aproximativ 10.000 de șomeri, iar rata șomajului era până acum pe un trend descrescător.